live. Sunt live. Salutare, iubiții mei români! Aici, Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete, prezent la datorie. E foarte important acest live pentru mine, că știu cât de importantă este această lecție și cât de mult m-a ajutat pe mine și aș fi foarte fericit dacă măcar o singură persoană reușește să implementeze rezoluțiile anului 2021 puțin mai bine. Și dacă cu ajutorul acestui instrument reușește să-și transforme viața în viața pe care și-o dorește. Deja avem 8 persoane, mă bucur din suflet. Uite, când avem 10 persoane, chiar putem să începem. Vă doresc un an 2021 extraordinar de frumos, care să fie mult mai bun decât anul 2020, bineînțeles, și care să fie cel mai bun an pe care l-ați avut vreodată până acum. Sunt foarte fericit. Și din nou vă spun că sunt foarte emoționat. Uh, și avem 20 de persoane, live este extraordinar și putem să începem. Am simțit mereu că trecerea aceasta dintre ani, atunci când este anul nou, nu neapărat fix în momentul când se face ora 12, dar pe data de 30, 31, 1, 2, este așa un moment magic și atunci când începe nou an și când se pregătește anul vechi să se încheie, simți așa că parcă ai o nouă șansă. Este vorba de un ciclu, oricum timpul funcționează în cicluri și este vorba de un nou ciclu și simți, parcă simți că ai din nou energie să pornești la treabă și zici că bă, de data asta o să fiu așa cum vreau să fiu. Adică dacă ai mai făcut concesii pe anul trecut, zici nu mai gata anul ăsta, clar o să fiu așa cum vreau să fiu. Și atunci când începe anul, mai ales dacă îți setezi rezoluțiile corect, începi cu o nouă energie și ai mult mai multe șanse să îți îndeplinești um, obiectivele tale. Chestia care este? Că dacă timpul ar curge doar așa, liniar, n-ai simțit niciodată acest refresh, acest moment proaspăt în care ai din nou șansa să reîncepi. E foarte frumos toată treaba asta cu a reîncepe ceva. În fiecare dimineață când te trezești simți că e o nouă șansă. La fel, când începe o nouă lună, un nou anotimp, un nou an, mereu simți așa că ai o nouă șansă și ai un, un plus, un, un top de energie atunci când începi. Și jmecheria este să ai uh, instrumentele necesare și atitudinea necesară ca să-ți păstrezi această energie cât mai mult pe acel ciclu. Bun, mi-am notat niște lucruri aici că chiar vreau să avem o, discu o discuție structurată. Uh. Și aș vrea să trec direct în 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 rezoluțiile anului, imediat vreau să deschid ceva. OK. De fapt de, noi de ce ne scriem rezoluțiile pentru anul următor? Pentru că dacă noi nu scriem așa cum vrem să arate viața noastră în anul următor, este foarte posibil că o să ne trăim viața fiind doar influențați de mediul înconjurător și de anumite elemente impulsive pe care le avem atunci și de planurile mai mari pe care le-am făcut mai de mult. Este de o importanță extraordinară să ne scriem rezoluțiile, pentru că atunci când ni le scriem, noi ne creăm viața. Noi pur și simplu ne creionăm viața scriind acele rezoluții. Așa că în loc ca viața noastră să fie controlată de Alții, de alte persoane, de mediun conjurători de economie, de probleme, de dezastre, noi scriem cartea vieții noastre folosind rezoluțiile și după aceea trecem la acțiune și facem ca ceea ce am scris să devină realitate. Ok, poate la finalul anului nu o să reușim să ne bifăm toate rezoluțiile pe care le-am scris. Dar și dacă bifăm cel puțin jumătate sau o mare parte din ele, este extraordinar înseamnă că noi am fost în controlul vieții noastre. Eu, am, am, făcând așa o mică analiză a rezoluțiilor și fiind destul de interesat de acest subiect, mi-am dat seama că există trei feluri de rezoluții pe care le putem face. Odată este uh, rezoluția care face parte dintr-un plan mult mai mare. Dau un exemplu. Uh, vreau să ajung medic neurochirurg. Să zicem că acesta este planul meu cel mare. Uh, pentru acest lucru este nevoie de foarte mulți ani de muncă, de... Uh, peste 10 ani, din câte știu eu, dacă nu și mai mult. Și folosim rezoluțiile anului ca să scriem doar o treaptă din scara mare, care este, de fapt, planul nostru cel mare. Sau dacă vrem să înființăm o afacere, sau dacă vrem ca afacerea noastră să ajungă la un anumit nivel, sau dacă vrem să progresăm în carieră la un nivel foarte mare, acesta nu este un lucru care se poate întâmpla într-un singur an, este un plan pe mai mulți ani și, din acest motiv rezoluțiile anuale trebuie să reprezinte una sau mai multe trepte din acel plan mare. Deci, un tip de rezoluție este una sau mai multe trepte dintr-un plan mai mare. Acestea sunt cam cele mai grele pentru că au cele mai multe obstacole și de fapt planurile cele mai mari sunt și cele mai îndrăznețe și acestea ne schimbă total viața. Dar veți vedea că toate celelalte de fapt contribuie la acestea și că oricum totul tot ce se leagă de viața noastră este important ca să trăim cum ne dorim, nu doar cariera. Cariera, sport, hrană, gestiunea timpului, somn, energie, sănătate, distracție, prieteni și așa mai departe. Trebuie să avem grijă de toate, nu doar de carieră. Și celelalte două tipuri de rezoluții, în opinia mea, așa cum le văd eu, sunt cele recurente, adică spun, domne gata, în anul 2021 în fiecare dimineață fac 15 minute de sport. Este o rezoluție care nu necesită să se întâmple ceva din mediul înconjurător, nu trebuie să fii milionar, nu trebuie să fii foarte inteligent, nu trebuie să ai, eu știu, conexiunile necesare, este o chestiune care depinde exclusiv de tine. Adică spui, domnule, eu în fiecare zi, 15 minute, fac sport. Aceasta este o rezoluție recurentă pe care o poți implementa imediat și depinde doar de tine. Și al treilea tip de rezoluții în uh, viziunea mea sunt, uh, vizi, uh, sunt rezoluțiile singulare. De exemplu, poate vrei să ai parte de o experiență. Dau un exemplu. Poate vrei să mergi în Delta Dunării o dată în viață. Și asta e o rezoluție. E o rezoluție singulară. Care iar nu este ceva extraordinar. Depinde în principiu foarte mult doar de tine. Uh, și spui, anul ăsta merg în Delta Dunării în luna august. E o rezoluție. E o rezoluție singulară. Alte rezoluții singulare pot fi, de exemplu, nu știu, rezolvarea unei probleme de sănătate. Poate vrei să faci de mult timp o operație care te-ar ajuta să trăiești mai confortabil. Nu știu, poate vrei să scoți o măsea de minte, dau un exemplu. Și spui, anul ăsta am scot măseaua de minte de pe partea stângă. Asta e rezoluție singulară. Cum scriem rezoluțiile? Toate rezoluțiile, le scriem la timpul prezent. Voi acum faceți cum credeți voi, vă adaptați totul la viața voastră. Eu spun cum a funcționat pentru mine și exemplele pe care le-am văzut la oameni de foarte mare succes și cum scriu ei rezoluțiile și nu numai rezoluțiile, ci și afirmațiile zilnice, dar acela este cu totul alt subiect și o să-l abordăm altă dată. Deci, pur și simplu, rezoluția o scriem la prezent, nu scriem anul ăsta vreau să fac sport. E o chestie foarte interesantă. Pentru că tu acum vrei să faci sport. E corect, e real. Pentru tine e real. Da, vreau să fac sport. Dacă tu spui anul ăsta vreau să fac sport, înseamnă cumva că îți introduci în mintea ta că anul ăsta vreau să fac sport. Adică de fapt nu o să-l faci niciodată, pentru că tu mereu spui vreau să fac sport sau voi face sport. Adică perpetu, perpetu, tu amâni acțiunea. Și în mintea ta cumva tu asta înregistrezi. Pentru că noi de fapt în cea mai mare parte a vieții noastre suntem conduși de mintea noastră, nu noi conducem mintea noastră. Așa că să încercăm prin metodele pe care le avem să facem ca mintea noastră măcar să facă ceea ce îi spunem. Și dacă noi îi spunem anul ăsta vreau să fac sport, anul ăsta voi face sport, mereu va fi o chestiune de viitor și nu se va întâmpla niciodată. Așa că scrieți rezoluțiile la timp prezent, orice rezoluție, scrieți orice. Dacă, chiar dacă vreți să mergeți să vizitați Egipt, Anul ăsta vizitez Egipt. Nu voi vizita Egipt. Deci, pur și simplu, la timpul prezent. E foarte important. E o chestie mică, dar e foarte importantă. Așa, rezoluțiile trebuie să fie pentru voi ceva real, palpabil. Să nu fie, voi acum, de exemplu, sunteți la început de carieră sau abia ați început o afaceri sau nici măcar n-ați început o afaceri și spuneți, anul ăsta câștig un milion de dolari. Eu nu spun că nu e posibil. Este foarte posibil. Pentru că... Se poate face lucrul ăsta, dar mintea nu este pregătită ca să primească așa ceva și să se ocupe de așa ceva, și nu o să credeți. Nu o să credeți, nu o să faceți, pentru că nu o să fiți motivați. Deci, ce scrieți în rezoluțiile anului, trebuie să credeți. Chiar dacă aveți obiective mai înalte, care depășesc posibilitățile uh, umane, uh, de exemplu, cum uh, uh, noi ne-am ne -am asumat la laboratorul de șosete obiectivul scuze, obiectivul de a încălța toți românii cu șosetele perfecte la prețuri corecte, iar apoi întreaga lume. Acesta este un obiectiv nerealist, este un obiectiv care depășește limitele vieții noastre, tocmai pentru a ne motiva și a mă motiva să tindem și să tind către ceva foarte înalt. Dar de fapt, rezoluțiile anului, eu scriu doar un pas din îndeplinirea acelui plan. Acum ideea e să urcăm cât mai mulți pași și pe măsură ce urcăm, misiunea noastră pare din ce în ce mai aproape. Deci, scrieți lucruri reale. Lucruri reale. Deci nu scrieți anul ăsta câștig un milion de dolari dacă uh, practicați, asta înseamnă să câștigați de o mie de ori mai mult decât câștigați. Nu, poate să puneți dublu față decât câștigați. Adică chestii tangibile. Pentru că pe măsură ce urcați pe treaptă, cu atât puteți să puneți obiective și mai înalte. Deci lucruri reale, vă rog frumos, să fie reale, să credeți în ele. Nu priviți aceste rezoluții ca pe niște dorințe arzătoare uh, pentru care trebuie să vă faceți anumite, uh, eu știu, lucruri extraordinare, eforturi ieșite din comun, să doboriți munți. Nu! Scrieți rezoluțiile și gândiți-le ca o listă de tascuri pe care doar trebuie să le bifați. Tic, tic, tic anul ăsta mă apuc de un program de master. V-ați apucat, bifați. Nu trebuie să faceți eforturi supraomenești pentru asta. Să fie lucruri totuși care să vă scoată din zona de confort, dar lucruri care nu trebuie să, pentru care nu trebuie să faceți eforturi supraomenești. Dacă spuneți, anul ăsta eu mănânc în fiecare zi micu, știu că sunt foarte multe persoane care nu mănâncă micul dejun, deși este foarte important, este poate una dintre cele mai de fapt cred că e cea mai importantă masă ca să ai energie când pornești în zi. Și tu, dacă spui în fiecare zi, mănânc micul dejun, nu trebuie să faci eforturi supraomenești. Trebuie doar să te ocupi de task ăla, să-l bifezi. Deci, să fie lucruri pe care să le priviți uh, cu lejeritate și să doriți să le bifați, să le subliniați, la sfârșit să le bifați. Foarte important, când scrieți rezoluțiile acestea, trebuie să fie lucruri care vă fac să zâmbiți. Nu să fie lucru care vă fac, aoleo, mamă, trebuie să fac și asta și asta. Și atunci șansele sunt foarte mari să nu le faceți. A așa că atunci când scrieți rezoluțiile, când le scrieți, uitați-vă, vă fac să zâmbiți, vă dau, adică vă fac să fiți entuziasmat că veți face acele lucruri. Că dacă vă fac să fiți entuziasmați uh, să faceți acele lucruri, înseamnă că sunt corecte. Acelea sunt rezoluții corecte. Mie îmi place când scriu rezoluțiile să conțină și un sentiment sau o metaforă. Îmi place să le fac așa, să pară mai... Uh, nu neapărat amuzante, dar să aibă așa o substanță în ele. De exemplu, nu sunt foarte mulțumit eu în legătură cu mine despre cum îmi gestionez timpul. Într-adevăr, am făcut îmbunătățiri de la an la an, dar am o problemă. De multe ori întârzi unde trebuie să ajung sau când fac ceva știu că trebuie să fac la ora 1 și de fapt nu mă apuc chiar la ora 1, mă apuc la ora 1 jumate. Îl fac până la urmă, dacă nu sunt foarte rigoros cu timpul și îmi doresc să fiu mai rigoros cu timpul. Și uh, am scris rezoluție pe anul 2021. Gestionez timpul ca un elvețian. <gântu -i> Pentru că mă face să zâmbesc. Adică, e o metaforă, e o chestiune uh, care are o încărcătură, adică, în câteva cuvinte cuprinzi o încărcătură foarte mare. Folosind o metaforă sau o comparație, tu cu câteva cuvinte scrii o idee care poate fi cuprinsă într-un întreg paragraf. Pentru că dacă spui gestionezi timpul ca un elvețian, mintea ta deja explodează. Adică elvețianul în mintea noastră, în prejudecățile pe care le avem și care de fapt legate de elvețieni sunt destul de reale, înseamnă că este foarte precis, foarte serios, nu târzi nicio întâlnire, nu ajunge nici mai devreme, nici mai târziu. Este tot timpul obsedat de cât este ceasul, dacă promite ceva, face și așa mai departe. Adică, în loc să scriu toate lucrurile, astea, am scris Gestionez timpul ca un elvețian în 2021. Și mi am scris sub această idee și câteva metode. Și o să trecem și la asta. Atenție, mulți oameni scriu rezoluții doar cu privire la anumite chestiuni foarte, foarte importante, în general de carieră sau așa, chestiuni de genul. Anul ăsta învăț o limbă străină. sunt rezoluțiile clasice. Anul ăsta am un nou job mai bine plătit, sau anul ăsta avansez în carieră pe o nouă poziție, sau anul ăsta învăț o limbă străină. de obicei, oamenii scriu foarte puține rezoluții. Eu cred că rezoluțiile trebuie să fie foarte complexe. Și să cuprindă absolut orice aspect al vieții. De ce? Pentru că, de fapt, atunci când scrii rezoluțiile, e un moment de meditație, e un moment de introspecție, te gândești cum arată viața ta, te gândești ce îți place la viața ta, ce nu îți place la viața ta, ce ai vrea să schimbi, ce ai vrea să uh, elimini, ce ai vrea să adaugi. Și făcând toate lucrurile acestea, trecând prin orice aspect al vieții, îți iei viața ta. Și o modifici și o faci să arate mai bine, să o duci în direcția în care vrei tu să fie. Nu scrii doar 3-4 uh, obiective pe anul ăsta și gata, mă, am făcut rezoluția, ai stat o jumătate de oră, ți le-ai... Nu! Uh, eu, să știți că de multe ori îmi petrec o zi întreagă, poate chiar mai mult, să scriu rezoluțiile și după aia le mai și revizuiesc. E foarte important. Și o să vă arăt uh, imediat, o să trecem să ne uităm și la ele efectiv cum le scriem. Cum le scriu eu. Acum, fiecare le scrie cum vrea. Eu vreau să dau doar un exemplu. Și bineînțeles că rezoluție trebuie să respecte viziunea vieții. Asta dacă aveți încă una, dacă v-ați făcut încă una. Dacă nu, o să discutăm într-un alt filmuleț despre cum putem să ne facem viziunea vieții. Pentru că într-un an e foarte greu să îndeplinești toate aspectele pe care vrei tu să le ai într-o viață perfectă a ta pe care ți-o dorești, sau viața visurilor tale. Idealul este să ai deja scrisă viața visurilor tale într-un document într un caiet, pe o foaie și așa mai departe, și după aceea să mulezi rezoluțiile fiecărui an, astfel încât să te conducă la îndeplinirea acelei viziuni. Și da, practic, n-ar trebui ca într-un an să ai niște rezoluții care te duc într-o direcție și în anul următor să ai alte rezoluții care te duc în altă direcție. Ele toate ar trebui să meargă înlănțuit spre îndeplinirea viziunii generale. Dar nu discutăm acum despre viziunea generală a vieții, pentru că acolo este o cu totul altă discuție. Și acum vreau să vă fac o partajare a unui ecran, imediat, pentru că îi mulțumim lui, Mark, lui Mark Zuckerberg. Aoleu, nu cred că se poate. Da, mă mai uit puțin. Da. Ok, nu e nicio problemă, o să vorbim. Sau o să vă arăt pe telefon. O să vă arăt pe telefon și o să deschid telefonul chiar acum și o să vă arăt pe telefon. În viață mereu apar obstacole. Asta nu înseamnă că noi nu ne îndeplinim planul, ci găsim noi metode ca să ne îndeplinim planul. Deci acum nu pot să partajez ecranul, deși părea că pot. Asta înseamnă că nu vă mai arăt ce am vrut să vă arăt. Imediat, un minut, asta este problema live-ului, că până atunci aștept toate întrebările voastre și la final le răspundem. Haideți că am reușit aproape, mai durează puțin. Bun. Uitați. Asta este un template gol. Este pur și simplu un blank. Aici încă nu scrie nimic. Rezoluții 2021. Tema anului. Și numai puțin. Ok. Bun. Eu scriu sus o temă a anului. Tema anului pentru mine este cu privire la laboratorul de șosete, pentru că este cel mai solicitant cel mai solicitant rezoluție sau cel mai solicitant plan și cam guvernează viața într-un fel. Și tema anului pentru mine este Top of Romania. Pentru că Aici vreau să tindem noi cu laboratorul de șosete. Acum te tema anului poate să fie orice din orice domeniu, poate să fie uh, knowledge, poate să fie, eu știu, uh, găsirea sensului sau găsirea planului pentru anii următori și așa mai departe. Eu am ales tema Top of Romania și după aceea am scris uh, aspecte din viața mea și avem. Familie, casă. Dezvoltare personală. Carieră, investiții, finanțe. Fan, hobby. Social. Experiențe slash bucket list. Contribuție, adică unde și oferim, nu doar luăm, nu? și sănătate. Acum voi putea să vă împărțiți viața în, cu tot o altă structură. Eu așa am împărțit-o. Deci, din nou, familie, casă, dezvoltare personală, carieră, investiții, finanțe. Fan, hobby, social, experiențe, bucket list, contribuție, sănătate. Și acum o să vă arăt Uh, rezoluțiile completate. De exemplu. De fapt, o să vi le citesc. De exemplu. Familie-casă. Uh, am mai multe, dar nu vreau să vă obosesc să citesc toate rezoluțiile mele, pentru că am stat o zi să le scriu, dar o să citesc câteva exemple. Top of Romania, da, este tema. Și am familie-casă. Adică ce îmi doresc eu pentru anul 2021, pentru familia mea, pentru casa mea și așa mai departe. Și am scris, organizez cu Silvana în 2021 pentru 2022 nunta visurilor noastre. Noi plănuim să ne căsătorim de ceva timp, însă din cauza pandemiei n-am reușit să ne planificăm nunta care trebuia să fie în 2021. Așa că am amânat cu un an. Asta este o, asta este o rezoluție, o rezoluție foarte, foarte importantă și o să ne ocupăm de ea. Vedeți că este foarte concretă. Deci, organizez cu Silvana în 2021 pentru 2022 nunta visurilor noastre. Acum legat de casă nu mă simt pregătit și nu ne simțim încă pregătiți să ne cumpărăm o casă sau să ne construim o casă sau să ne cumpărăm un apartament în care să locuim și din acest motiv pentru că în februarie ne întoarcem în România. Rezoluția este: găsesc cu Silvana o casă superbă în București de închiriat unde locuim împreună și ne simțim perfect. Locuiesc 30% în Craiova și 70% în București. Pentru că este destul de provocator acest lucru. Și mi scriu ca să nu uit că, că trebuie să-mi aranjez viața în așa fel încât să pot să reușesc acest lucru. Mă porc cu deosebit de respect cu mama mea. Asta este o rezoluție, este o posibilă rezoluție. Acum, pe carieră, investiții, așa sunt scrise. Carieră, investiții, finanțe. Aici am trecut SOC Laboratorii și PET Expo. Și pur și simplu, la fiecare am trecut o listă de rezoluții, pentru că, fiind o chestiune destul de complexă, o afacere, ea practic e ca un fel de altă viață, adică e ca un fel de altă viață a unei persoane și are rezoluțiile ei. Organizez compania ca pe o corporație americană, pe divizii, cu responsabilități clare și protocoale precise, astfel încât să funcționeze singură, ca un ceas, urmând un set de reguli. Înregistrăm cifre de afaceri medie de 250.000 de lei pe lună, 3 milioane de lei pe anul 2021. Este un obiectiv foarte îndrăzneț, dar cât se poate de realizabil. Uh, și aici, deja, observați că rezoluția are ceva concret, adică sunt cifre concrete, nu sunt doar lucruri abstracte care pot fi interpretate. Deci sunt lucruri și concrete, trebuie să fie în rezoluție dacă se poate. Dezvoltăm platforma soclaboratorii.com. Și dezvoltăm o piață externă cu 10% din capacitatea noastră de producție. Triplăm capacitatea fabricii cu implementarea proiectului pe fonduri europene Port 2.2 și ajungem la 20 de roboți de tricotat. Acum, la Petexpo. Nu am mai putut să facem Petexpo nici în 2020, nici în 2021, așa că am scris pregătesc Petexpo 2022, animăluțele se întâlnesc din nou cel mai mare pe Texpo de până acum. Bun. Cam așa arată rezoluțiile unui antreprenor. Acum, bineînțeles, pe partea de carieră, investiții, finanțe. Acum, bineînțeles că aici fiecare își adaptează la munca sa. Aș vrea să vă arăt un exemplu aici. Am scris eu un exemplu financiar. Este foarte important ca rezoluțiile voastre să aveți și partea financiară. Uitați aici exemplu. Este doar un exemplu, nu sunt cifre din viața mea, sunt doar un, e doar un exemplu. Deci avem sold inițial, adică pur și simplu câți bani avem acum, cash, un cont, cash, mă rog, câți bani avem. Total venituri, câți bani plănuim să câștigăm anul acesta. În exemplu acesta scrie 15.000 de euro. Din salariu 7.000 de euro, din activitatea 1.000-5.000 de euro, nu știu, poate faceți picturi. Și le vindeți în paralel cu serviciul vostru și faceți 5.000 de euro de acolo. Și mai aveți o activitate 2, eu știu ce activitate de consultanță unde mai faceți încă 3.000 de euro. Și în total faceți 15.000 de euro. Și vă faceți un mic plan de cheltuieli, adică nu trebuie să fie acum o chestie foarte complexă, dar să aveți o viziune a finanțelor voastre pe anul următor. Cheltuieli personale 10.000 de euro, de exemplu. Avans, achiziție, apartament, prima casă 3.000 de euro. Deci e un exemplu. Și asta înseamnă că de fapt nu cheltuiți toți banii pe care i-ați încasat și rămâneți la finalul anului cu un sol de 12.000 de euro. Este doar un exemplu. Dar ce vreau eu să spun este că este foarte important să vă faceți și finanțele previzionate pentru anul următor. În care să nu intrați în detaliu prea mult, adică o să cheltuiesc atât pe mâncare. Asta faceți voi altă dată. Dar doar să aveți o viziune de sus referitor la cum, cum vor arăta finanțele voastre în 2021, pentru că este este foarte, foarte important. Pentru că vă puteți da seama și dacă puteți să faceți mai mult în anumite direcții, vă puteți da seama cum arată veniturile, cum arată cheltuielile unde puteți să interveniți și așa vă creați viața. Dezvoltare personală. Haideți să vă arăt ce am scris eu pe aici. Respect timpul ca un elvețian. Dorm în fiecare noapte la ora 22 și mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5.30. Respect religios ritualurile de dimineață și ritualurile de seară, clar stabilite. Sunt plin de energie pe durata întregii zile. Mă scriu la un MBA. Și la fiecare rezoluție din dezvoltare personală, am scris și mici elemente de implementare. De exemplu, la respect timpul ca un elvețian, am scris sunt mereu punctual la orice întâlnire, programez să ajung cu 15 minute mai devreme. Asta să-mi fac o metodă prin care să mă asigur că nu mai întârzi. Respect cu desăvârșire, orele de trezire, muncă, prânz, cină și culcare. Mă opresc din ce fac când sună alarma. Deci o să am alarmă de trezire, de mic, dejun, de prânz, de cină, de... Uh, ok? Și când ele sună, las orice fac, oriceva nu contează și uh, trec la subiectul următor. Mă ajută foarte mult să scriu și câteva elemente de implementare, pentru că mă ajută să le însușesc mai bine, adică să văd, domne, cum pot eu de fapt să-mi îndeplinesc acea rezoluție. Dorm în fiecare noapte la ora 22 și mă trezesc în fiecare dimineață la 5.30. Și aici am scris un citat din Benjamin Franklin care mi-a plăcut foarte mult: Early to sleep and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Și nu poate nimeni să mă contrazic aici, pentru că, și nici pe Benjamin, mai ales, pentru că sunt convins că oricine a observat că atunci când s-a culcat de vreme seara, și când s-a trezit foarte de dimineață, în ziua următoare, a avut o zi următoare de mare excepție. De mare excepție. Ca să mai văd și de faptul că timpul a fost mult mai mare. Sunt plin de energie pe durata întregii zile, și aici am scris niște măsuri pe care aș vrea să le iau în acest sens vreau să încep să iau niște suplimente. Bun. Și am scris în cadrul acestei rezoluții în care sunt plin, eu iau, rezult, iau, vitamine nu duc, cu scopul de a lua vitamine. Iau vitamine cu scopul de a avea energie. omega 3, proteine și așa mai departe. Fac o plimbare în fiecare zi. Deci acestea sunt elemente care merg la sunt plin de energie. Și, de exemplu, MBA în Monaco, am scris aici pentru că am dorit foarte mult să fac un program de Master in Business Administration în Monte Carlo. E acolo o școală foarte bună, nu e cel mai bun MBA din lume, dar totuși e recunoscut. Nu e nici cel mai scump, nici cel mai ieftin, dar mă atrage foarte mult ideea aceasta de a urma acolo cursurile. Știu foarte mulți oameni, de fapt foarte, știu câțiva oameni pe care l-au făcut, știu oameni care l-au făcut și care au avut rezultate extraordinare. Și l-am trecut ca pe un task. L-am trecut ca pe un task. Și eu doar trebuie să îndeplinesc acest task. Citesc și studiez ca Warren Buffett și Bill Gates. Tot așa e o metaforă, în sensul că vreau să-mi acel sentiment, adică vreau să tind către cineva, că să am inspirația. Am scris efectiv și ce, am scris așa. Citesc o carte pe lună din domeniile: management, biografii, fibre și fire textile, dezvoltare personală. Tratez cititul cu mare seriozitate, la minim același nivel cu munca. Adică pun cititul la cel puțin același nivel cu munca, cu cariera. Pentru că de fapt s-ar putea să fie chiar mai important. Aloc minim 5 ore pe săptămână. Și acum eu trebuie să găsesc implementarea rezoluției. Adică am spus că aloc 5 ore pe săptămână, trebuie să spun când le aloc. Pentru că dacă nu spun când le aloc și nu fac un ritual în acest sens, atunci de fapt nu o să fac și nu o să îndeplinesc rezoluția. Și m-am gândit că o să aloc 5 ore în fiecare sâmbătă dimineață, pentru că este o zi destul de ok, în care uh, multă lume nu lucrează și e mai relaxantă, nu sunt telefoane. De la ora 7 la ora 12 sâmbătă. Cu 5 ore pe săptămână se poate citi o carte mare, o carte mare în fiecare lună. Dacă citim o carte mare în fiecare lună, bine și utilă, nu romane polițiste, bineînțeles. Dacă citim o carte sau două cărți mai mici în fiecare lună, asta înseamnă că într-un an citim cel puțin 12 cărți. Mintea se schimbă extraordinar atunci când citim cărți bune. Asta e un alt subiect. Am scris și legat de uh, fizicul meu. Am un corp definit și fac sporturi interesante. Adică îmi doresc să am și un corp fit, dar îmi doresc și să fac sporturi interesante, nu doar plictisitor să mă duc la sală. Și am scris, fac 30 de minute de fitness în fiecare zi acasă pentru că încă e pandemie. Vreau neapărat să merg la MMA sau la lupte sau la kickbox sau la box. Am făcut 2 ani de zile, îmi place foarte mult și vreau să mă reapuc. O dată pe săptămână la Cariova. Adică nu vreau să fac de performanță, dar vreau să mă duc să mai fac. Primăvara și toamna vreau să învăț să joc tenis cu Silvana. Vara merg în, vreau să merg, am scris, vara merg în tabără de kite surfing în Lefkada. Am fost odată, mi-a plăcut foarte mult și vreau să mai merg. E un sport pe care vreau să-l învăț vara fac caiac ca noi pe Herăstrău. Am văzut uh, câțiva oameni care făceau caiac ca noi pe Herăstrău și mi-a plăcut foarte mult și vreau și eu să încerc. Și am scris, vara fac caiac ca noi pe Herăstrău. Iarna merg la schimb Bun. Acestea au fost lucruri de dezvoltare personală. Trecem la elemente de fan hobby. Pentru că fiți atenți. Viața are o calitate mult mai mare atunci când este totul programat. Chiar și dacă doar îți programezi să te distrezi. Deci să zicem că tu ai toți banii din lume, nu vei să faci nimic, vei doar să te simți bine. E, chiar și acel lucru, dacă nu ți-l programezi și nu ți-l organizezi, de fapt tu nu te vei distra și vei avea o viață noastră. Deci primul lucru și cel mai important ca să transformăm viața noastră într-o viață mega interesantă și mega wow, părerea mea, este că trebuie să o organizăm foarte bine. Și am scris, de exemplu, la Fun Hobby vizităm un oraș sau un loc foarte interesant unde facem și ședință foto în fiecare zi de duminică. Deci pur și simplu, vedeți, aceasta este o rezoluție recurentă. Am zis că în fiecare zi de duminică, deci nu e doar o rezoluție, am scris-o și am închis și gata, am uitat de ea. Nu, vreau să o implementez, adică vreau să o introduc în viața mea. În fiecare zi de duminică, vizităm, adică respectiv Silvana și cu mine, vizităm un oraș, sau un loc foarte interesant unde facem ședință foto, adică nu doar ieșim la o plimbare în jurul casei. Ne, ne, cumva ne impune să ieșim din zona de confort și să alegem în fiecare duminică un loc interesant, că este uh, un anume cartier dintr-un oraș, că este un alt oraș, un oraș de lângă, poate un interior mai complex. Dar am spus că în fiecare duminică alocăm întreaga zi sau neapărat întreaga zi, dar cel puțin jumătate de zi pentru asta, adică nu e doar o plimbare scurtă. Mergem la un restaurant interesant în fiecare zi de sâmbătă. Învățăm să dansăm swing. Am scris eu, o mai gândesc, nu știu dacă. <laughs> Învăț să cânt la vioare. E o chestiune pe care vreau să o fac de mult timp. Am mai făcut progrese în acest sens. Știu să cânt cât de cât. Dar am scris-o pentru că vreau să o introduc în viața mea. Am neglijat un pic chestia asta și vreau să o reintroduc. Bun, acum la uh, departamentul social. Sau la... Uite, de exemplu, o rezoluție, o posibilă rezoluție, foarte frumoasă. Sun în fiecare zi sărbătoriți zilei respective. Este o rezoluție, foarte frumoasă rezoluția. Pentru că asta înseamnă că rei legăturile cu foarte mulți oameni din viața ta. Nu trebuie să sunt oameni străini, oameni cu care ești apropiat, ești prieten sau amic sau coleg de serviciu sau uh, oameni pe care îi respecti și uh, îi apreciezi și vrei să vorbești cu ei, să mai înveți lucruri de la ei. Sun în fiecare zi, sărbătoriți zile respective. Cum se implementează acest lucru? Simplu. Ai un reminder în fiecare zi să suni sărbătoriți zile respective. Intri pe Facebook, te uiți cu ziua și suni. Simplu. Durează 10 minute și iar e o chestie care îți poate schimba viața chiar și asta. Jucăm un board game cu prietenii noștri o dată pe lună. Dacă nu sunt scrise lucrurile acestea, trec luni de zile și zici... A, Parcă am vrut eu la începutul anului să, să jucăm niște jocuri, board games sau cărți cu prietenii noștri, dar de fapt au trecut 8 luni din anul ăsta și nu am jucat niciodată, nu ne-am întâlnit deloc. Ei, dacă aceste lucruri sunt scrise în rezoluții și cu frecvența lor, și rezoluțiile sunt urmărite lună de lună, atenție, eu în fiecare lună am un reminder în prima zi din lună. Pe data de 1, toată lumea are un smartphone, eu folosesc calendar mai complex pe laptop, dar toată lumea are un smartphone și poate să pună un reminder recurent în fiecare zi de întâi a fiecărei luni în care să scrie. Revizuiesc rezoluțiile anului acesta și le implementez în programul acestei luni. Și tu când primești reminder-ul acesta, deschizi frumos rezoluțiile, îți aloci o oră, două, o oră, două, că nu e, dacă schii două rezoluții, ok, te uiți 5 minute, dacă două rezoluții nu faci nimic, trebuie să ai zeci de rezoluții. Zeci, în toate aspectele vieții tale. Și te uiți. Te uiți la fiecare rezoluțiile rezoluție și spui băi uite în ianuarie n-am reușit, nu prea am reușit să fac asta, hai să fac o schimbare. Uh, hai să văd, uite nu m-am întâlnit de exemplu la board game cu prietenii în luna ianuarie. Neapărat îmi pun un reminder să-i sun miercuri pe Costel și pe Ana și să-i invităm la noi să jucăm Monopoly. Deci asta înseamnă implementare. Și este atât de simplu cu două instrumente. Unul este să vă scrieți rezoluțiile, și doi să vă puneți reminder în, fi, recurent, recurent, în fiecare zi de întâi a fiecărei luni care să scrie așa. Să scrie pe el acolo, să scrie când sună telefonul, să scrie. Revizuiesc rezoluțiile anului curent și implementez în luna aceasta. Respectiv, în luna ianuarie, în luna februarie, în luna martie. Pentru că sunt anumite rezoluții care poate le veți face doar vara, sunt unele rezoluții care le veți face doar la începutul anului, unele care le veți face la sfârșitul anului, unele care le veți face zilnic, săptămânal, lunar și așa mai departe. Și trebuie să vă reamintiți. Nu este suficient să scrieți în prima zi din an niște rezoluții și după aia să le uitați complet, să le deschideți anul viitor, în acea zi de 31-1-2, să vă uitați și să. Ah, bă, uite, chiar am uitat că am scris chestia asta. <laughs> Bine că mi-am adus aminte că poate fac anul ăsta. Aceste două instrumente, nu uitați. Scrierea rezoluțiilor și reminder recurent în fiecare zi de 1 a fiecărei luni. ce mai departe. Iubiții mei, români, cei 44 care vă uitați, îmi doresc foarte, foarte mult ca măcar o parte, măcar o mică, mică parte din ceea ce îmi spun eu aici, să fie de ajutor în viața voastră și să vă ajute să aveți o viață mai frumoasă. Că de fapt acesta este scopul. Bun. Experiențe, bucket list. Deci, sunt hobby și activitățile de fan pe care eu le văd ca niște chestiuni recurente, adică se întâmplă de mai multe ori sau în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare lună, și văd experiențele și bucket listul ul în ghilimele, ca lucruri care se întâmplă nu neapărat recurent, ci sunt one-time, sunt singulare. Sau poate sunt în fiecare an o dată, dar nu sunt lunar sau ceva de genul. Înțelegeți voi. Am scris aici. Experiențe pe care mi le doresc în fiecare an și am scris. Uite cum scrie, vezi? Sunt liste în general. Și am scris. Ski trip, adică îmi doresc să merg la ski în fiecare an. E chiar sportul meu preferat, îmi place maxim și îmi doresc să merg în fiecare an. Și n-am mers chiar în fiecare an, am mers poate la 2-3 Acum vreau să merg în fiecare an. Mountain trekking, Drumeție la munte este o, o, o experiență, nu e doar de distracție, este o chestiune care te dezvoltă în toate punctele de vedere și durează o zi, două, într-un an și nici nu costă mult. E, și chiar mi doresc în fiecare an, mai ales că în România chiar avem unde să facem drumeții. Este una dintre cele mai frumoase țări din lume și avem unde să facem drumeții. Și un city break în fiecare an. Sunt mai multe lucruri pe care le-am scris eu aici. Este doar o foarte, foarte, foarte mică. Păi cam o treime din rezoluțiile mele ce am scris aici. Am vrut doar să fie ca titlu de exemplu. Bun. Bucket liste pentru anul acesta. Am scris câteva lucruri, experiențe, pe care le doresc anul acesta și atât. Poate o să mi le mai doresc peste câțiva ani. Și am scris, vreau să vizitez Luxemburg, pentru că este foarte aproape de Bruxelles și de ce să nu-l vizitez? Mă în tren și mă duc și-l vizitez. Și îmi bifez și eu Luxemburg de pe hardbook, l-am uh, vizitat. Vreau să uh, învăț kitesurfing, pentru că mi se pare foarte tare. Și e un ce asta e cam destul de complicat uh, experiența. Aceasta că e și complicat de învățat, e și complicat de mers, nu e nici ieftin. Dar încercăm. Vizită romantică în Paris, cu Silvana, bineînțeles. <laughs> este o, un bucket list pentru anul acesta. Expediție în delta Dunării. N-am fost niciodată în viața mea în delta Dunării. Este un loc unic în toată lumea și noi mergem și vizităm lucruri la mii de kilometri distanță. Și îmi pare foarte rău că n-am reușit să ajung în delta Dunării, pentru că este un loc unic în întreaga lume. Și chiar cred că e o chestiune care face România cu adevărat specială și chiar ar trebui să fie promovat și dezvoltat mult mai mult. Și vreau să-l văd. Vreau să merg acolo. Ei, și am încercat eu să fac și un mic calendar pe luni, pentru că mi-am propus așa, ca să nu fie prea încărcat, am zis. Pentru îndeplinirea acestor experiențe, aloc doar una pe fiecare lună, sau maxim una pe lună, adică nu mă duc într-o lună și în Luxemburg și la kitesurfing și în vizită romantică în Paris și expediție în Delta Noi, pentru că mă îndepărtez prea mult de munca mea. Și nu vreau, munca e foarte importantă. Și am spus, fac o experiență din aceasta în fiecare lună. Și pur și simplu am scris, am făcut o listă de luni, nu e completată toată și am zis uite, în ianuarie Luxemburg, în decembrie Bansko, place foarte mult ca stațiune de schi. Februarie, martie am scris de completat, în aprilie am scris expediție în Delta Dunării, o să mă fac cadou de ziua mea, oricum nu pot să-mi sărbătoresc ziua nici în 2021, cel mai probabil, deci o să merg în Delta Dunării. Iulie, durmeție în carpați. Deci, vedeți, le-am și programat. De ce le-am programat? Pentru că, dacă rezoluțiile sunt și programate, tu, voi când intrați pe data de 1 a fiecărei luni și vă uitați la ele, vedeți acolo. Băi, asta e așa, că le-am scris aici că merg în august într-o durmeție în, să urc pe vârful Moldoveanu. Dacă tu vezi asta și ți aduce aminte în septembrie, nu mai e bine. Și atunci tu când intri și revizuiești, tu poate ești în luna iulie și zici, hopa, uite, în august mi-am notat că merg aici, în Carpați, să merg pe vârful moldovean. Și ce faci? Te pregătești, logic. Adică te pregătești. Poți să spui reminder pe telefon, să-ți suni prieteni, să vezi cu cine mergi, să organizezi, să te duci la Decathlon, să-ți cumperi sac, bocanci, etc. Adică te organizezi, să-ți faci un traseu și vezi cum viața deja devine mai frumoasă. contribuție. Și am scris aici că vreau să mă implic în cursa de rățuște 2021. Este un eveniment caritabil, extraordinar de important pentru mine, pentru că în fiecare an am reușit cu acest eveniment, nu eu, ci noi, echipa de la Rotaract, Rotary, să strângem bani suficienți încât să protezăm mai mulți copii în fiecare an cu proteze auditive de foarte mare performanță, marca Siemens, și unora acel puțin, care le și poartă, pentru că, mă rog, ei sunt copii și unii nu le poartă, dar unii dintre ei le poartă și chiar se bucură și am văzut cu ochii mei, sub privirea mea, cum li s-a schimbat fața când și-au pus protezele și cum sigur li se va schimba viața, pentru că auzind mai bine pot ușor, ușor să depășească sfera aceasta de copii surdomuți sau măcar să cumva să intre în ambele lumi. Și li se dezvoltă creierul și pot să ajungă oameni care se întrețin, oameni care muncesc joburi normale și se întrețin singuri. Și am scris aici că vreau să mă implic serios, adică vreau pur și simplu să, să particip uh, serios. Am fost project manager la primele două sau trei ediții, nu mai țin la primele două, sigur. Uh, la prima care a fost în București, am fost project manager, eu am inițiat proiectul pe București, după aia au preluat colegii mei, mă bucur foarte mult că acest proiect continuă în fiecare an, este foarte important și foarte distractiv, dar de fapt cu un scop nobil. Și e trecut în rezoluțiile mele pe 2021. Nu să fiu project manager, dar să ajut, să pun nosul la treabă. Și sănătatea, nu că n-ar fi cea mai importantă, dar aici e locul ei. am scris, uh, am grijă de dinții mei tratez dermatita seboreică. Adică pur și simplu am grijă să mi iau cremele necesare pentru a trata dermatita seboreică. Sunt exemplu. Puteam să scriu că vreau să mă operez, să-mi pun acid hialuronic în buze. Să le fac mai, mai, mari. Nu știu dacă ține de fapt, nu ține de sănătate, ține de, de dezvoltare personală. Cam asta este, iubiții mei români. Cam asta este. Am cam spus tot ce am vrut să spun. A trecut, au trecut 4 au de minute de când am început. E foarte bine, că am atât mă și așteptam să fie. Și acum vreau să mă uit la întrebări. Ia să vedem, să vedem, să vedem. O să comand neapărat de de la voi. Mulțumim din suflet, Rozalia. Chiar nu o să regreți, o să vezi. Dacă nu era un produs bun, eu nu mă implicam. Atâta spun. Și dacă n-ar fi un produs bun, nu m-aș implica, este un produs extraordinar de bun și este doar începutul. Rodica, la mulți ani, la mulți ani, Rodica, Mari, la mulți ani, la mulți ani, Mari, Valentin Jurcă, la mulți ani, la mulți ani. Valentin, Marian, la mulți ani. Recomand cu drag detergentul, mulțumesc din suflet, Alex, Mare și Irinel, la mulți ani, la mulți ani, uh, Irinel, ai numele tatălui meu. Tania Nedelcu, ceva e frumos să ai, la mulți ani, să ai un an mai bun și plin cu sănătate. Îți doresc să ți se îndeplinească și ție în mit, în zecit, ce mai ura mie. Sabina Dorobanțu, la mulți ani, la mulți ani, Sabina. Daniela Culea, la mulți ani, la mulți ani, Daniela. Hai și cu întrebări. Dănuț la salutări și un an nou plin. Marius Păunescu, la mulți ani, la mulți ani, Marius. Ștefan Matescu, să fim buni și fericiți în nouul an, la mulți ani tuturor. Corect, Ștefan, e cel mai bun lucru, să, cel mai important lucru să fim buni, că dacă suntem buni, ne ajută și pe noi să fim buni cu ceilalți, pentru că așa ne ajutăm, de fapt, în primul rând pe noi, dar nu ne dăm seama. Ilei Lenuș, la mulți la mulți ani, ani Lenuș, Angela, la mulți ani, succes în viață, la fel și ție îți doresc să se întoarcă în zecit urarea. Galena, super felicitări, mulțumesc, Galena, lă, Lăcrămioara, la mulți ani, la mulți ani, Lăcrămioara. Cristian, la mulți ani, la mulți ani, Cristian, hai și cu întrebările. Mari, Alexa, gândim la fel că de dragă-mi ești, cât de ușor te exprim. Mari, îți mulțumesc din suflet, mă exprim ușor pentru că vreau să ofer din ceea ce am învățat. Nu gândesc ce spun foarte bine, pur și simplu vreau să dau. Nu vreau să par eu interesant sau ceva de genul, chiar abia aștept să vină niște prieteni pe la mine azi să facem un monopoli. <laughs> Le nu și eu fac. Vara vreau să-mi cumpăr mașină nouă, bidu. Uite, frumos, o rezoluție foarte bună. Vreau să-mi cumpăr mașină nouă. Atenție cu mașinile să nu vă cheltuiți banii, prea mulți, prea mulți bani pe mașini, că mașinile sunt pasive, nu sunt active, nu sunt... În engleză se numesc assets și liabilities. Liabilities sunt cele care vă consumă bani și assets sunt cele care vă aduc bani. Încercați să vă băgați banii în assets care vă aduc bani. De exemplu, să cumpărați un, o mică garsonieră până la urmă și să o închiriați acela e un asset. Vă cumpărați o mașină, este un liability, vă trage în jos. Mare grijă. Mare, eu nu spun că nu e bine, e foarte bine, pentru că vă dă mai multă plăcere vieții și mai multă calitate vieții, dar să aveți neapărat grijă să luați mai multe asset-uri decât liabilities, cumva. Anul acesta o să vizitez laboratorul de șosete. Să, chiar ne-am gândit că putem să facem vizite oficiale, adică să organizăm pentru oamenii care vor să vină să vadă laboratorul vizite, dar asta vom face doar după ce va trece pandemia, sperăm să treacă. Suzana, eu anul ăsta merg într-o țară arabă, rămâne să mă decid unde îmi doresc să știu că voi reuși. Suzana, dacă îți dorești acest lucru și lucrezi clar în direcția aceasta, n-ai cum să nu reușești. Nu doar să scrii că vrei asta, ci să faci și pașii necesari, acțiunile necesare în direcția respectivă. O secundă, vă rog frumos. Mulțumesc eu am zâmbit mă bucur ce aplicație folosești Simon Valentin Evernote dar poți să folosești și OneNote de la cred că așa se numește de la Microsoft. Se folos așa se numește nu folosesc aplicație de note Evernote pentru că o am și pe computer și pe telefon și că nu trebuie să dai mereu save. Adică poți să spui acolo toate prostiile de note, toate nebuniile, le scrii și ele rămân scrise, plus că ți le și organizează. Poți să le organizezi pe teme, pe taguri, pe caiete și așa mai departe. Deci Evernote nu e perfectă, poate e mai bună cea de la Microsoft, de fapt, dar e greu acum să mai trec la alta. Să se împlinească și ție le nuși. Mariana Duță, la mulți ani, la mulți ani, Mariana, Mie mi îmi place să folosesc hârtia și creionul, adică fac asta într-un jurnal. Mari este foarte bine, eu nu prea scriu așa de frumos, ca tine, probabil. E frumos să și scrii. Eu sunt o persoană mai cu calculatoarele. Îmi plac calculatoarele, îmi place tehnologia și de asta folosesc mai mult tastatura. Dar pe jurnal s-ar putea chiar să funcționeze mai bine introducerea asta în subconștient. E cea mai practică sesiune de obiective anuale. Alexandra, îți mulțumesc din suflet, Alexandra. Mare și Rinel. Rezoluțiile să scriu cu efect maxim de anul nou evresc, roș, hașană, pe 6 septembrie. Dragul meu, Rinel, nu te contrazic. Important este să le scrii și să le implementezi. Urmărindu-le în fiecare lună și notându-le în planul lunar, al fiecărei luni și după aceea urmărind în fiecare săptămână și în fiecare zi ca să-ți îndeplinești acel plan pe care ți l-ai propus pentru luna respectivă. Mari, mi-aș dori să faci un live de genul acesta și la începutul anului viitor și cum a decurs cu bucket list. sigur, uite, chiar am făcut un video anul acesta mai devreme cu lucrurile care au ieșit anul acesta. Îți mărturisesc că din rezoluțiile de pe anul acesta cam 70 spre 80% s-au îndeplinit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Am muncit foarte mult pentru asta, foarte mult, neîncetat. Neîncetat, abia doar spre finalul anului mi-am permis să fiu mai relaxat așa un pic. Dar uh, am muncit foarte mult și 80% din ele s-au îndeplinit. Sunt foarte fericit pentru acest lucru. Skyline Tommy vrea să sară cu wingsuit. Skyline Tommy, ce să zic? Uh, și mie mi-ar plăcea, recunosc, riscul e cam mare e cam mare riscul. Poate la 90 de ani o să fac, dar atunci poate nu mai ține inima. Mi-ar plăcea și mie îți dai seama să zbor cu un wingsuit. Dar pot să și mor. Și nu prea îmi doresc asta, cel puțin, momentan. Radu Danilă, salut Ilie, foarte util clipul Kipi. Da, mulțumesc din suflet, Radu. Elena, bună Ilie, bună Elena, planul este baza, corect Elena, planul este baza. Nu poți să te apuci de lucru fără să ai un plan. Normal că planul se schimbă pe măsură ce mergi prin plan. Dar important e să-l ai și mereu să-l ajustezi ca să ajungi acolo unde vrei. Dar nu poți să mergi fără plan. Nu ai voie. Fără plan nu ai voie să trești. Pentru că trești e ca și cum stai pe o plută în mijlocul mării, fără pânză, fără vâzle și te aștepți să ajungi undeva. Ei bine, nu vei ajunge nicăieri. În engleză termenul este drifter, pentru că pur și simplu driftează unde îl duce apa. Tu trebuie să stabilești direcția. Tu trebuie să instalezi vâzle, pânză, să te ghidezi și să ajungi unde trebuie. Normal că vor mai fi și valuri, va mai fi și furtună, dar tu te ghidezi printre ele, peste ele, pe sub ele, mai aștepți, te apuci iar, dar tu cărmuești, nu te lași cărmuit. Mari, te invit în parâng, mulțumesc. De ce nu? Otila, dacă ajungeți în județul Covazna, sunteți bine veni la mine la o cafea. Mi-ar face plăcere. Aș vizita chiar pe toată lumea, sincer, dar să treacă pandemia asta. Uh, Simona, la mulți ani, unea an nou cu sănătate, prosperitate și succes pe mai departe. și un mare om cu mare caracter. Draga mea, Simona, îți mulțumesc din tot sufletul meu și îți doresc și ție să ți se întoarcă urările în mit. Mari și eu am scris Paris, foarte frumos. Elena și profesional, aici nu înțeleg pentru că e legat de ce spuneam la momentul respectiv. La mulți ani, Ilie, Mircea, mulțumesc, Mircea și ție. Ramona, vă invităm noi pe calea asta la botez în Delta Dunării. Este! Uite! Deci, fiți atenți! Ați văzut cum a funcționat legea atracției în, în mai puțin de o zi? Am scris că vreau o expediție în Delta Dunării sau o vacanță în Delta Dunării sau cum vreți să o numiți. Îmi scrie aici în coment Ramona Ungureanu, partenera noastră de la Farmacia de Detergent. Ramona, soția lui Laurențiu. Cuplul extraordinar cu care am creat farmacia de detergent, un vis transformat în realitate, îmi scrie pentru că ea urmează să nască în câteva zile. Atenție, al treilea copil. extraordinară familie. Îi respectăm foarte mult. Zice, vă invităm la noi pe calea asta, la botez în delta Dunării. Deci eu am scris acolo că vreau în delta Dunării, hop, merg în delta Dunării, la botez la Ramona. Legea atracției funcționând. Instant. Cezar Victor Năstase, mulțumim, el foarte informativ. Trească cezărică, fratele meu! Angela, la mulți ani, la mulți ani, Angela! Andrea, la, te pupăm, minunță, și eu vă pup, pe Andreea și pe uh, Vladi și pe Toni. Mari, mi-a plăcut. Sandu, Georgeta, mulțumesc, te respect și eu vă respect pe toți, din tot sufletul meu. Alexandra, cum te mobilizeze? Foarte grea autodisciplină. Alexandra, foarte bună întrebare. E asta, cred că e cu totul alt film, dar vreau să răspund. Cum te mobilizezi? Prin implementarea programului. Deci am scris rezoluțiile pentru tot anul. Și acum șmecheria și șmecheriilor, care este? Să transpui tot planul ăsta, toate rezoluțiile ăsta, în programul tău zilnic. Adică spui, domne, în fiecare zi mă trezesc la ora 5.30. E un exemplu, nu trebuie să vă trezesc la 5.30, că sunt eu nebun și mă trezesc la 5 în fiecare zi mă trezesc la 7, la 8, nu contează. Dar spui, în fiecare zi mă trezesc la 8, de luni până vineri. Dacă vrei în weekend, te trezești la 12, deși nu recomand. Ok, da? Și tu în rezoluție ai scris că vrei să faci sport zilnic. Și spui, domne, în momentul când m-am trezit, m-am dus, am, de exemplu, mi-am făcut rugăciunea sau am mâncat o banană sau ceva și imediat după Intru și fac sport, uitându-mă uitându pe YouTube la un program de sport acasă. Dacă nu știi ce trebuie să faci. Unii știu, unii nu știu. Și așa după aia să faci întreaga zi. După ce termin sportul, fac rugăciune. După ce fac rugăciune, mă duc și mă spăl. În fiecare dată când mă spăl, mă dau și cu o cremă de ochi. După ce am ieșit din baie, îmi fac micul dejun. În fiecare luni, la micul dejun, mănânc iaurt cu ceva fructe uscate, de exemplu. După ce termin micul dejun, mai devreme de ora 8 sau mai devreme de ora 7, mă apuc de muncă sau mă duc la serviciu. În fiecare zi, la ora 12 sau la ora 1, mănânc prânzul pe care mi-l pregătesc acasă cu seara înainte sau pe care îl mănânc acolo la meniu zile sau pe care, pe care, pe care. După ce mă întorc de la muncă, neapărat fac o plimbare de o jumătate de oră pe nu știu unde. Astfel încât să mă relaxez, să-mi pun gândurile în Când ajung acasă, citesc o jumătate de oră. Sau când ajung acasă, intru pe uh, uh, calculator și mă uit la un serial care mă ajută, de fapt, să progresez într-o anumită direcție. Și așa scrii planul la fiecare zi. Și spui, că, de exemplu, spui cum arată fiecare zi a ta de sâmbătă, cum arată fiecare zi a ta de duminică. Și ai grijă să-ți aduci tot ce ai scris în rezoluții în ziua de zi cu zi și te folosești de ceea ce se numește în engleză cues sau legături sau ancore, cum vrei să spui, să înlănțuiești elementul. Deci ca să-ți uh, habituri sau ritualuri sau ca să-ți obișnuințe, trebuie să le legi de ceva. Adică dacă tu, de exemplu, vrei să faci sport o jumătate de oră în fiecare zi, nu e suficient să spui fac sport o jumătate de oră în fiecare zi, că nu o să faci spui în fiecare zi după ce mă trezesc imediat fără nicio excepție, pac, am sărit și fac sport. Am sărit în poziție de flotare, fac sport. Ok, o să te doară, dar nu trebuie, adică important e să faci asta, că rezultatele vor apărea. Și ce contează un sfert de oră, 20 de minute de durere pentru o viață de satisfacție? Adică tu faci durere 15-20 de minute, o jumătate de oră ca să te simți bine întreaga zi și întreaga viață. E nimic. Deci așa se face mobilizarea, implementând. Și din nou, repet, în fiecare zi de întâi aveți reminder să revizuiți rezoluție, să le introduceți în lună. Cum le introduceți în lună? Introducându-le pe zile. Eu, de exemplu, am calendar și în fiecare zi am niște tascuri. Eu funcționez un pic altfel ca antreprenor, dar sunt, rezol sunt obiective, sunt multe tascuri care țin de muncă, cei drept, dar cel puțin o, un sfert din tascuri sunt pentru viața mea personală. It's 15 hours. A trecut o oră, ne pregătim să încheiem. Uh, poate faci des aceste live-uri? Uh, o să fac, promit. O să fac. Trebuie să mă mobilizez și eu, vedeți. Uh, am scris și în rezoluțiile anuale că vreau să am uh, o, un program mai clar pentru rețele de socializare. Și chiar vreau să încerc să ofer mult mai multe și mult mai structurat. La mulți ani multă sănătate și de a tuturor dorință mult succes în nou an. La fel și ție, Felicia și de 10 ori îți doresc mai mult. La cât îi dur mai la mulți ani, la cât începe ziua ta de lucru. Mă trezesc la 5 jumate, recunosc că nu mi-ese -mi chiar 100%, dar cam 80% mi-ese. -mi Până la 7 îmi fac ritualul de dimineață, o oră jumate e suficient, chiar suficient. La 7 îmi începe ziua de lucru, la 7. Ana Tică, la mulți ani un live minunat, mulțumesc Ana, la mulți ani și ție. Eliza Nițescu, un an cu multe realizări frumoase, Ilie Pana, mulțumim pentru nație de șosete perfecte pentru copii și bunicii, ajutați de totul, este posibil. Au fost foarte fericiți să le primească de Crăciun o întrebare legată de rezoluții, de cât timp le implementezi și ce s-a schimbat, de când planifici un an nou după această metodă. Draga mea, Eliza, sunt foarte fericit și bucuros și mândru că am avut posibilitatea să donăm șosete către voi. Fiind la început de drum, noi nu avem așa un surplus mare de cantitate de șosete, dar ce am putut am oferit. Mă bucur foarte mult că au creat bucurie. Mulțumim asociației tale, totul este posibil că ne-ai ajutat și le-ai împerecheat, pentru că au șosete desperecheate. Ați muncit foarte mult și ați contribuit cel puțin cu jumătate din bucuria pe care ați creat-o la copii și bunici și ajutați. Mă întreb, ce s-a întâmplat de când le implementez? Mi s-a schimbat total viața. Deci de când implementez rezoluții, eu mereu am cochetat cu ideea aceasta de a-mi programa viața, de a, a fi cât de cât organizat, dar eu ca fire nu, să știți, eu ca fire n-am fost niciodată un tip coordonat și organizat, destul de impulsiv am fost, tot timpul. Asta e un lucru bun într-un fel că atunci când vreau să fac ceva, îl fac direct, de multe ori greșesc că sunt prea repezit, dar mereu mi-am dorit să lucrez la mine la chestia asta și ușor, ușor am făcut mai progrese și chiar sunt destul de organizat, chiar destul de bine organizat față de cum eram înainte. De 5 ani fac acest lucru pentru că m-am uitat în notițele mele și de 5 ani am aceste notițe și am observat cum acum 5 ani erau mult mai simple. Notițele mele de rezoluții erau mult mai simple și făcute așa, în grabă. Și după aceea m-am uitat cum a progresat totul în fiecare an pentru că rezoluția nu se schimbă în fiecare an. Adică, toate ce muncești și le faci, după aia tu doar ajustezi la ele, mai adaugi, mai scoți, se mai schimbă anumite oportunități în viața ta, înțelegi alte lucruri și le mai schimbi. De 5 ani fac asta? Păi, în acești 5 ani s-au schimbat lucruri extraordinare. Am reușit și înainte eram antreprenor, dar făceam o afacere mult mai puțin complexă, organizam tregul pe Expo, pe care îl organizez și acum când se va putea. Mi-am dorit foarte mult să fac o afacere mult mai serioasă, mult mai solidă, care să crească pe viitor, să folosesc fonduri europene. Mi-am notat lucrurile acestea în, rezoluțiile anuale în fiecare an. Și iată că am ajuns aici. Și iată că afacerea chiar funcționează extraordinar de bine. Mai bine de atâta nici nu puteam să-mi doresc să, Deci efectiv a depășit notițele mele pe care le făcusem în rezoluțiile anuale. Laboratorul de șosete a depășit ce-mi notasem eu puțin minte și acum. Aveam o foaie de matematică când m-am dus în, în Italia la Lonati de unde am cumpărat roboții pentru tricotat șosete și am făcut eu acolo o socoteală așa neștiind nimic, nimic. Din ce îmi spuneau ei acolo, că am cât timp durează să faci o șosetă, am luat eu niște prețuri de fire, am făcut o socoteală și am scris o sumă de bani pe care aș câștiga o lunar din afacerea respectivă. Și suma a fost depășită în 2 ani. Și era o sumă care era o chestie la care eu tindeam, adică m-aș fi mulțumit și cu mai puțin. Nu vorbesc de multe alte lucruri, pur și simplu și la stilul meu vestimentar și la uh, dulapul meu cu haine. Pur și simplu mi-am notat că mereu o să-mi cumpăr haine care să. sau mereu îmi cumpăr haine care să se potrivească cu un anumit stil pe care mi-l doresc și arunc toate hainele vechi și am grijă să cumpăr doar haine care să completeze stilul pe care mi-l doresc. Și pur și simplu mi-am mi ajustat întreaga viață. Ce să spun că datorită acestor rezoluții anuale am scris că voi avea un plan clar cu ce mănâncă fiecare dimineață. Și de exemplu, acum dimineața nu mai stau și mă, gândesc ce mănânc, pentru că știu clar în fiecare dimineață ce mănânc, împreună cu Silvana. Și asta înseamnă că mănânc și lucruri sănătoase și e și rapid treaba și nu te plictisești pentru că poți să mai variezi niște chestii. Uite, îți dau un exemplu. Fiecare duminică, am scris că în fiecare duminică dimineață eu mănânc o omletă foarte mișto și o fac eu. Și ce că nu e plictisitor să mănânci fiecare duminică o omletă? Că odată pui ciuperci, odată pui roșii. Toate lucrurile acestea au venit de fapt din rezoluțiile anuale. Că am scris niște lucruri pe care mi le doresc eu, cum îmi doresc eu să arate viața mea, și le-am introdus în ecuație. Nu le-am introdus perfect. Încă lucrez la ele mult de tot, dar merg din ce în ce mai bine. Și da, mi s-a schimbat viața și mă simt și din ce în ce mai bine. Elena Dragă, iubitul meu român, reușești tot ce ți-ai propus, cu siguranță ai protecție divină pentru că ești un om bun. Draga mea Elena, îți mulțumesc din suflet, am simțit de mult ori că am protecție divină. Mai ales am simțit că am protecție divină de când am început să fiu mai bun, pentru că am învățat că e bine să fii bun pe măsura ce am trăit și am citit și am văzut exemplele alți oameni, am învățat cât de important este să respecti principiile universului, principiile pe urmă care se predau și în biserica creștină și în multe alte biserici ale lumii. Pe măsură ce le-am aplicat, care am simțit că mă protejează Dumnezeu din ce în ce mai mult. Deci nu cred că e vorba despre mine, că sunt eu, Ilie, Pană și mă protejează Dumnezeu. Cred că este vorba de faptul că orice om care urmează legile lui Dumnezeu este protejat de Dumnezeu. Așa cred eu. Adrian, la mulți ani, la mulți ani, Adrian. Valentin și mă, pe câți ani face aceste rezoluții? Rezoluții au și un deadline, dacă da, dacă nu se îndeplineze, se pot amâna. Valentin, o întrebare extraordinar de bună. Am vorbit pe parcursul filmulețului de viziunea vieții. Adică e vorba de un plan mai mare decât rezoluțiile lui pe care nu l-am expus aici, în care tu spui că ca am care idealul idealului idealului vieții tale. Adică efectiv acolo spui că am tot ce strece ție prin cap visurile tale. Și după aceea faci planul care să conducă acolo, realist. Ei, am spus că în rezoluțiile anuale sunt lucruri care se întâmplă, se pot introduce instant, adică, de exemplu, rezoluții recurente. În fiecare zi fac 30 de minute de sport. Aici nu e o chestie pe mai mulți ani. O faci de mâine. Sau o chestiune singulară, vrei să vizitezi Delta Dunării, ai scris, vreau să vizitezi Delta Dună, anul ăsta ai vizitat, bam. Și mai sunt rezoluțiile complexe care fac doar parte dintr-un plan mult mai mare și reprezintă două, trei trepte din acel plan. De exemplu, laboratorul de șosete. Prima dată, planul meu era să fac o fabrică. Normal că nu mai un an să fac o fabrică. Și planul meu era, vreau să fac o fabrică. În următorii trei ani, vreau să folosesc fonduri europene și să fac o fabrică. Și după aia a fost rezoluția anului respectiv, am scris. Citesc despre fonduri europene și aflu ce fonduri europene pot eu să folosesc ca să fac o fabrică. O rezoluție. O altă rezoluție. Aleg domeniul. Ce fabrică vreau să fac, ce domeniu și așa mai departe. Anul acesta, alte rezoluții. 3. Anul acesta realizez proiectul și depun proiectul pe fonduri europene pentru fabrica pe care mă de nu știam ce fabrică vreau. 3 rezoluții într-un an care au îndeplinit primul pas sau primii pași din planul mai mare de a-mi face propria mea fabrică. Nu se putea face într-un an. A urmat anul următor. Am depus proiectul și am scris. Anul ăsta, implementez proiectul pe fonduri europene pentru fabrica de șosete, că deja știam. Adun toate informațiile despre. Realizez un manual de brand, îmi cumpăr domeniu, fac un site, lucruri pe care le puteam eu face înainte să intrăm cu producția. Iar, trei rezoluții. PAC, am mai crescut un pas și în anul 3 deja aveam fabrica. Dar au fost mai multe rezoluții care au dus la îndeplinirea planului general. După aia am făcut fabrica, nu știam ce să fac cu ea pe cuvânt. Și am scris misiunea aceasta, încălțăm toți românii cu șosetele perfecte la prețul corect, iar apoi întreaga lume. Și acum aceasta este, asta este planul mare și acum în fiecare an mai introducem niște rezoluții care să mai urce niște trepte spre îndeplinirea acelui plan mare. Eu am zis că vreau 10 ani să îndeplinim acel plan. Evident, să fim numărul unu în lume. De fapt, asta e ideea, nu poți să încălț toți oamenii. Dar, practic, dacă tu ai obiectivul ăsta, un fel de infinit, adică tinzi mereu către el. Asta este vorba de setarea unei misiuni, une altă discuție. Dar sper că ți-am răspuns, Valentin, foarte bună întrebarea ta. Tony Toto, felicitări pentru ce ai făcut, mulțumesc din suflet, Tony. Elena, mulțumesc că ne-ai oferit din timpul tău, este plăcerea mea, mă simt binecuvântat că pot să comunic cu um, atâția oameni live prin intermediul acestor tehnologii, chiar dacă multă lume îi înjură pe cei care au construit uh, aceste rețele de socializare, eu nu am cuvinte să le mulțumesc. Uh, oportunitatea aceasta de a sta eu aici la mine în casă singur, în pandemie, și am mă conectat cu mii de oameni, zeci de oameni, uh, sute, este ceva la care nici nu visam. Magdalena, anul fericit, la fel și Magdalena. Cristina Pătreașcu, la mulți ani, la mulți ani, draga mea Cristina. Uh, Cezar, da, neapărat, ai super content, mulțumesc din suflet. Ce zărică, fratele meu, apreciez enorm. Dora Gonja, la mulți ani. Bravo, mulțumesc din suflet, Dora. Anatică, îmi e tare drag să te ascult. Transmis liniște și bucurie. Draga mea, Ana, mă bucur din suflet pentru aceste cuvinte ale tale. Îți transmit și ție toate cele bune pentru nouul an. Cristinica, fotea, la mulți ani, la mulți ani. Cristinica, sau Cristinică, îmi dau seama, îmi cer scuze. Valentin, poți să ne trimiți rezoluțiile tale ca exemplu pentru toți. Dragul meu, Valentin, le-am le spus în acest live, live-ul rămâne, filmul rămâne și te rog frumos să le reurmărești că eu am arătat și pe telefon cum erau scrise, nu erau toate, erau și unele puțin mai intime, chiar nu am încă puterea să le șeruiesc pe toate, dar am șeruit mare parte dintre ele, cel puțin o treime din tot ce am scris acolo, sunt erau 100% reale și poți să te inspiri pentru că le-am și citit pe toate în live și le-am și arătat cu telefonul, credeam că pot să fac share screen, așa se părea la început, dar trebuia să aleg share screen de la început și nu mai puteam să intervin. Și așa că am folosit metoda cu telefonul. Andrew Hart. Ilie, sunt foarte bune rețetele, dar au și o componentă distructivă în spate. Ai văzut rețelele, scuze. Ai văzut câte scandaluri există pe seama FBG. FBG, nu știu exact ce înseamnă. Da, Acum știi cum e, orice lucru bun poate fi folosit și în scopuri negative. Important e pentru ce îl folosim. Acum noi, de exemplu, putem să folosim rețelele de socializare ca să dăm scroll neîncetat și să ne uităm la, eu știu, mâncăruri, mașini sau lucruri, nu știu, cu content, tentă sexuală și așa mai departe. Lucruri care nu ne aduc beneficii. Sau putem pe rețelele de socializare să intrăm în viața personală a unor oameni, cum ar fi Warren Buffett, cum ar fi Jeff Bezos de la Amazon, cum ar fi să vedem cum trăiesc anumit sportivi, cum trăiește, de exemplu, Cristiano Ronaldo și să desfințăm niște mituri care planează asupra vieții să intrăm așa la ei în casă. E o chestie extraordinar de tare. Ca și televizorul, care poate fi destructiv sau constructiv, depinde la ce te uiți, așa sunt și rețelele de socializare poți să le folosești să înveți lucruri, să urmărești oameni de la care ai ce învăța, să aduci lucruri în viața ta sau pur și simplu să-ți distrugi creierul. Acum depinde ce vrei tu, aici trebuie să te ții la control, trebuie să-ți controlezi capul. Și mie mai scapă scrollul, să dau așa și mă trezesc după 3 minute, mă cine vă fac? Și îmi dau hop, că într-adevăr când te uiți la un ecran, că este televizor, că este telefon, nu mai ești la controlul minții tale, intri într-o anumită stare de adormire, nu-ți dai seama cum trece timpul și pur și simplu nu mai ești la control și ți informații în cap fără să controlezi. Și asta e o chestie să, lu să lucrăm cu noi să fim mereu atenți, mereu treji. Facebook, Google. Andrew Hart, ce sumă investești lunar în Facebook Ads? Uh, Andrew, să știi că la început am investit mult mai mult uh, pentru laboratorul de șosete, uh, au fost poate 3, 4, 5 mii de euro într-o lună. Poate în anumite luni n-am scos banii. Uh, dar să știi că suma aceasta a scăzut pe măsură ce a trecut timpul într-un mod surprinzător. Teoria așa îmi spunea și mie, dar nu mă așteptam. Pentru că, datorită faptului că produsele noastre au fost de calitate, oamenii le-au apreciat, au început să le recomande ei înșiși sau să vină să cumpere din nou și asta înseamnă că nu a trebuit să mai, pe, să mai cheltuim atât de mulți bani ca să pompăm atenție în produsele noastre, pentru că cumva au început să se vândă și singure. Bineînțeles că nu e suficient, normal că încă există buget și o să existe. Este una dintre cele mai importante componente ale afacerilor. Americanii o știu foarte bine, românii nu o știu atât de, atât de bine, românii sunt foarte preocupați la produsul lor, la calitate, la cum să-și organizeze treaba și așa mai departe și chiar mulți oameni se feresc să promoveze. Mulți oameni chiar în România spun, îmi place să fiu o persoană intimă, să nu ies în evidență, când faci afaceri sau când faci vânzări, nu ai voie. Dacă ești o persoană intimă și nu vrei să te arăți, nu ai ce căuta să faci afaceri, să faci vânzări. Vânzătorul, prin definiție, este omul care se expune. Și promovarea este prima componentă. Deci când începi o afacere, normal, prima dată să faci produsul, că nu poți să promovezi ce nu ai, poți să promovezi și ce nu ai, dacă ai atâta încredere în credere tine. Te gândești și să faci produsul, Primul pas, după aia, chiar înainte să-ți organizezi foarte bine afacerea, promovezi masiv, masiv, ca să împingi uh, încasările. Și după aceea ajustezi toate lucrurile în spatele vânzărilor. Și începi să pornești roata. Acesta este metoda etică de a face afaceri. O afacere poate să funcționeze atâta timp cât încasările sunt mai mari decât cheltuielile. Și o afacere trebuie să cheltuiască ca să fie o afacere care oferă servicii bune pentru oameni. Pentru că dacă nu ai toate elementele necesare în afacere, cineva suferă. Suferă salariații pentru că echipa, pentru că nu are condiții bune. Eu știu, camera în care se lucrează este cu igrasie, nu e apă, nu e cafea, nu e. și atunci suferă cineva, suferă salariații. Dacă produsul e prost, suferă oamenii. Dacă nu există profit, suferă acționarii. Toată lumea, deci trebuie să existe cheltuieli în diverse zone ale afacerii ca toată lumea să fie într-o afacere. Toți oamenii care participă la afaceri trebuie să fie fericiți. Nu numai clienții, toți. Clienții să fie fericiți, salariații să fie fericiți, acționarii să fie fericiți și furnizorii să fie fericiți. Cei care îți aduc lucruri ca să funcționeze afacerea. Că îți dau materie primă, că îți dau electricitate și trebuie să fie fericiți. Că datorită lor funcționezi într-un fel. Mișu Popescu, aș dori să vă comandă pentru șosete. Când sunteți la muncă, am comandat detergent de la farmacia de detergent. Mulțumesc din suflet, dragul meu, Mișu, pentru că ai încredere în noi. Lucrăm neîncetat să nu dezamăgim pe nimeni. Știm că de asta depinde până la urmă viața noastră și succesul nostru o comandă pentru șosete pe laboratorul de șosete.ro. Poți să o faci acum, că noi le vom procesa de luni sau marți cel târziu, că luni, cred că mâine mă voi gândi cum vom organiza ziua de luni. Cred că vom face un pic un fel de inventar, un fel de organizare. Avem nevoie de două colegi noi sau colegi noi la uh, secția de ambalare și cred că e posibil ca marți să trimitem comenzile, dar e posibil să le trimitem și luni. Uh, nu stăm foarte bine cu stocurile, că din acest motiv și avem nevoie de colegi noi, de colegi noi, ca să ne revenim cu stocurile și să putem să mulțumim pe toată lumea. Creativ Căitorie Comandă, Pal Violeta. Draga mea Violeta, felicitări și zi, cum văd că ai o la comandă, îți doresc mult succes în activitatea ta. Îți recomand rețele de socializare cu dragă inimă pentru a-ți promova serviciile. Neapărat. Gata, am terminat întrebările, oră 16 minute, cu 16 minute mai mult decât plănuisem eu. A fost o mare plăcere și o mare onoare. Sper din tot sufletul măcar măcar câțiva oameni să aibă o viață mai bună datorită acestei mici uh, împărtășiri de experiență pe care am făcut-o eu astăzi. Eu știu că pe mine m-a ajutat. Sunt sigur că funcționează metoda. Iubiții mei români, vă pup și vă iubesc. Vă doresc un an 2021 care să fie cel mai bun an pe care voi l-ați avut vreodată să fiți sănătoși, fericiți și la pungă groși. Vă pup și vă iubesc!